conferențiar dr. Daniel Cristian. Am o expertiză chirurgicală de peste 30 de ani, dintre care în ultimii 25 de ani am practicat și chirurgie laparoscopică și de curând am intrat în sfera chirurgiei robotice. Dacă ne referim la o comparație între chirurgia laparoscopică și chirurgia robotică, sunt metode mini-invazive de efectuarea intervențiilor chirurgicale și putem privi chirurgia robotică ca o evoluție a chirurgiei laparoscopice în termen de echipamente superioare. Imaginea ne oferă o claritate foarte bună. Este o imagine real, tridimensională, întrucât în chirurgia laparoscopică imaginea este bidimensională. Cea mai importantă calitate a chirurgiei robotice și superioritate față de chirurgia laparoscopică o reprezintă flexibilitatea instrumentarului pe care îl folosim. Aceasta ne va permite iarăși disecții precise, ne va permite accesul în spații foarte înguste și ne va permite realizarea unor suturi de structuri anatomice de mare acuratețe. Toate aceste avantaje pe care vi le-am prezentat se vor reflecta în mod evident asupra calității intervenției chirurgicale și asupra evoluției postoperatorii a pacientului.